Vom afla începând de astăzi ce poate face mesajul nou și eliberator al Evangheliei într-o cetate străveche și profund imorală precum Corint și sper să preluăm și noi modelul de abordare și soluționare al apostolului Pavel. El înființase comunitatea credincioșilor de aici, dar în absența lui și sub presiunea practicilor corupte ale zonei și timpului, ajunseseră să se divizeze, să accepte situații scandaloase, ori chiar să fie prinși în comportamente păcătoase. Totuși, slavă Domnului, precum credincioșii din Corint, putem afla soluții și speranță în puterea crucii lui Iisus Hristos, pe care o propovăduia consecvent apostolul Pavel. Învățătura, viața, moartea, învierea și revenirea lui Iisus Hristos schimbă totul. Acesta este mesajul Evangheliei, iar Dumnezeu dorește ca fiecare credincios să-l asimileze și să-l proclame ca pe singurul adevăr care ține lucrurile și oamenii la oaltă. Concentrându-ne pe Iisus Hristos, ne păzim și evităm să alimentăm dezbinările nimicitoare sau trăirea în stări sau comportamente care aduc atingere și dezonoare Domnului. Nu știu cum să accentuez mai apăsat importanța acestui imperativ fundamental pentru viața fiecărui credincios creștin. Precum în multe alte orașe importante ale lumii și vremii de atunci, și în Corint, filozofia își tăia partea leului, fiind atracția și preocuparea supremă. Dar a apărut Evanghelia, care a provocat-o la duel, prezentând mesajul mântuitor al vieții și morții lui Iisus Hristos pe cruce, ca sursă a puterii adevărate, care aduce mântuirea și oferă viață în loc de moarte. Să recunoaștem, omenirea manifestă și azi același scepticism și dezinteres când vine vorba despre Iisus Hristos și despre Evanghelie. Unii ar vrea să asiste la manifestări supranaturale, precum evreii din vremea lui Pavel. Alții, considerându-se intelectuali, socotesc că e o prostie să bagi în seamă un mesaj atât de nebunesc. Auzi, să te încrezi în Dumnezeu până la a accepta să suferi torturi inimaginabile și să mori ca un criminal pe o cruce. În așa ceva trebuie să ne încredem pentru a avea șansa vieții veșnice? Ridicol, dezgustător. Dar lucrurile chiar așa stau. Ceva ce sună atât de nebunesc a ajuns să fie secretul care îi face pe oameni vrednici de cer, în stare să stea în picioare înaintea Dumnezeului desăvârșit și perfect sfânt, și care face și din noi niște sfinți. Înseamnă asta că trebuie să fii destul de nebun ca să crezi? Cât uși de puțin. Dar poate că va părea o nebunie pentru cei apropiați care se opun chemării și ofertei lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ești slab și redus, rătăcit sau păcălit, așa vei părea în ochii alor tăi, în multe cazuri. Dar sus inima. Aceasta este calea lui Dumnezeu, calea spre veșnicie. Nu avem pe nimeni și nimic cu care să ne lăudăm, decât pe Iisus Hristos. El este tot ce ne trebuie și ne asigură tot ce avem nevoie. Dumnezeu dorește foarte mult să-ți transmită și să primești acest mesaj. Iisus Hristos a devenit înțelepciunea noastră. El este sursa noastră de sfințenie. El este acela care a câștigat și îți oferă mântuirea, care drege și răscumpără tot ce e stricat în viața ta și care te crește în și prin El. Orice îți trebuie azi, acum, găsești sigur la El. Este mesajul primului capitol al primei epistole a apostolului Pavel către Corinteni.